Danke, Herr Kollege Kovacev. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Mureșan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană dorește să ajute cetățenii Republicii Moldova. Pentru asta am alocat 746 milioane euro fonduri europene, bani din bugetul Uniunii Europene pentru cei 7 ani 2014-2020. Mai mult decât atât, în bugetul Uniunii Europene pe anul următor, ca raportor general pentru buget, am spus cele 3 state din vecinătatea estică a Uniunii Europene care au semnate acorduri de asociere cu Uniunea Europeană trebuie să constituie o prioritate pentru bugetul Uniunii Europene. În plus, suntem pregătiți să acordăm anul acest încă 100 de milioane de euro Republicii Moldova, dar nu putem face asta decât cu îndeplinirea unor condiționalități extrem de clare. Combaterea corupției, combaterea spălării banilor, întărirea justiției și buna funcționare a statului de drept. Acestea sunt reforme pe care cetățenii Republicii Moldova le așteaptă. Mai mult de 65% din cetățenii Republicii Moldova consideră că, din păcate, țara lor se îndreaptă într-o direcție greșită. De aceea, în timp ce noi acordăm fonduri Republicii Moldova, trebuie să ne asigurăm că statul se reformează, că se modernizează, că corespunde așteptărilor cetățenilor Republicii Moldova. Există de asemenea rapoarte ale Curții de Conturi a Uniunii Europene care spun că fondurile europene alocate Republicii Moldova pot fi folosite mai bine. Domnule comisar Stylianides, legat de reforma sistemului electoral din Republica Moldova, ați spus foarte clar, Comisia de la Veneția este autoritatea supremă care să evalueze propunerile de reformă. Eu spun următorul lucru, autoritățile de la Chișinău trebuie să respecte și să implementeze avizul Comisiei de la Veneția. Dacă nu, noi nu vom putea... Colegă Mureșan, wir kommen nun zum Catch-the-Eye-Verfahren. Und ich habe nur eine Wortmeldung. Es erhält das Wort Herr Kollege Pospischil.